Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un episod de Rust, o nouă serie pe canal pentru că ați vrut o nouă serie în afară de Rocket League și Minecraft. Uite bă că filmăm Rust, alături de Zedo. Yay. Ok. Salut, eu filmez. Da, bă. Aveți canalul lui în descriere. Da, mi-am dat toate kit-urile, am aici în inventar. Ia să văd, mi-am dat, stai, slash kit, să văd dacă nu mi-am dat ceva. Deci, 10, uite, ăsta nu mi l-am dat și ăsta nu mi l-am dat. Două kit-uri nu-mi dăsem. A, ba da, mi l-am dat pe toate. No, bun, hai că mi l-am dat pe toate, mai aveam încă unul să-mi dau. Stai că mi-am setat 7.1 surround. E o chestie în inventar la mine care arată ca un dic. Bă, după ce... De fapt, nu, nu o să scoatem, nu zic eu, cenzurarea. Mă, tu nu știi baza. Unde ești? Ah, lol. Pe și tu ai bază? Avea pentru ce oară când am intrat pe server. Trebuie să găsim clot. Bă, hai... A, stai că piatra asta nu se poate sparge. Trebuie să găsim de aia care se poate sparge, nu? Uite un cupboard. Bă, cam cât va fi un episod, bă, Zedo? Nu știu. Oricum, dacă e ceva să fie prea random. Dă-ți acces la cuborul ăsta. Dă-i stai că-i dau clear. Clear și acces. Da. Dacă și-l lasă în mijlocul de rumuri, ce vina. Și cum să dau? Eu? Ce-i ăsta, mă? Cuport. Adică? Să nu poți constrâng. Ce, că-l distrug? Nu, vino că, hai. Păi dacă-l distrug, ce are? Vino după mine. Păi nu te găsesc. Ei, nu mă mai găsești. Hai, mă. Unde ești, mă? Să ies acum. Stânga, de la cuportul ăla. Stânga? Trebuie să mă duc înapoi la el. Stânga, uite, aici. Mă. Unde ești, mă? A, mă, ești. Întoarce. Unde ești, mă, serios acum? Întoarce-te. Trag o săgeată. Trage. Am auzit pe aici ceva. Uite, spate. Spate. Unde ești, mă? Bă, acum unde? A, ceau. Vorba te ajută, poate mă nimerești. Și dacă te nimerești, oricum nu poți să nimic. Păi poate rămâne săgeata în fiptă unde nu trebuie. Și poți să iei. Și dacă nu vreau să iau? Trebuie să notăm neapărat. Mie-mi place că eu te văd așa, alergând în apă, știi ce zic? Păi pentru că chiar alergi pe aici. Nu, nu. Oh, de fapt, stai că nu e apa mare, chiar. Mie-mi place că ăștia cu GGTX în... Tag, vezi? Mm. Da, vorbesc rusă. Păi nu, Kena ăla chiar e român. Ce? Kena ăla chiar e român. Kena ăla GGTX e român, nu? Da, chiar dacă scrie în rusă. Adică e rus, dar știe și română și rusă. O fi. Marian Trex, moldoveni. Salut, Trex. Ia scrie ceva. Să-mi zici dacă apar la el pe live. The suspect. Aia bă, că am urcat aici, unde ești? Unde ești, mă? Uite, mă. A, pe și ce facem aici? Facem o bază, ceva? Mhm, dar vreau să nu fim pe lângă nicio bază. Mă, cum se buguiște apa. Drawing, vai. Vai. Mă, nec. Bă, tu nu ești, mă, tineci? Nu. De unde ești? Uite, mă, prostule. Stai. Gata. Ei raidează, prăștii. Dau raiduri? Mm. Poți să dai raid ca pe factions? Mm. Not bad. Bă, noi sunt mai începător la jocul ăsta. Tu ești mai începător. Exact. Și ne conduce Zedon, ne arată el. Mamă, dar sunt prea multe baze. Vreau să ne facem o bază, dar nu aici. Să nu ne dea raid. Exact. Păi dacă ne facem ascunsă. Păi asta e și ideea, să ne facem baza ascunsă. Uite, ceva aici am cu fișurile astea. Asta doar baze. Îți face o budă, păi mie. Uite, bun, 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 piatră. Are surf mult. Și îți facem cu căcatul ăsta, așa? Ia. Da, mă, uite, că-mi dă. Uite, sulfur. Mamă, sulfurul ăla e bun de ceva măcar. Da. E foarte bun. Bun. Există hack la jocul ăsta? Și-a lăsat ăsta, s-a deschis, să fie. Da. No. Dă-mi boost, pune-te jos. Pune-te tu. Bă! E unul aici. Sunt mort, omoară-l. Poți să-l omori sau? Nu muri. Gata. Da, omoră, n-avea nimic bun. Nimic bun? Nu. Ia vină cu aia. Da. N-ai că te aștept degeaba sau? Mă, fapt, stai că mă pot uita oricum pe filmarea ta să văd ce ai făcut acolo. Nu prea e nimic interesant pe aici. Stai să A, nu e nimic interesant. Ce-ai făcut, mă? Ce-ai făcut? Tu faci așa? Ce, eu, da.
Nu ai fost zgomote de astea. De ce? Pentru că e enervant. Eu zic să mai facă, el tot face. A, uite, așa se aprinde mă o torță. Torța se consumă în timp ce stă aprinsă, gen. Da. Ah, ok, atunci nu mai consumăm. Da, nu prea avem nevoie, poți să-și arunci la cărnie. Păi de ce nu avem nevoie? Că putem da foc. Nici măcar noaptea nu indicat să folosești. De fapt, să că oricum te poate vedea oricine, știe. Cred că asta e baza lui Simple 1. Sau baza lui Trectoanii meu. Băi, ești nebun, dar tu vezi ce balcoane are? Ia oricât te-ai etaj un pic și uite-te. Tu vezi și șmecher arată aici la el afară? Da, mă, dar în rest nu trebuie să arate mișto. Păi nu, da, așa arată mișto, așa. A făcut el neintenționat, știi? Vino după mine. Hei, ursul! Ce os? Vino, să luăm clot. Tu deja ieșiși? De mult. Și unde de la cu plecași? Plecași prin spatele casei? Uite, mă, vino spre casa mare. Ah. Ah, mori. De ce nu merge să omor ursul ăsta? Casa aia mare de lângă apă? Ești prost, mă, unde tu te duci? Păi eu nu știu unde mă duc. Ia să așa. Perfect, l-am omorât. Nu vezi, mă, ești lângă apă, dă-mi nici, ești lângă apă? Mă, e fix în fața căsei alea de unde ai ieșit tu, e o casă gigantică. Bă, să-mi bat pe ăla. Ce casă gigantică, mă? A, uite-o pe acolo! Raul, ține după mine. Da, ok, sigur, sigur. Așa, Ilie, unde ești? Spate, mă, adică patru. Spate. Asta. Uai, să-mi apula cât de tare se aude. Bă, ți-ai făcut și bluză, dă-și mie. Ia. Mersi. Merse, ia felul meu, reați mă... De ce încă-mi cenzurează să ne? Pentru că e bug. Deci îl scot ăla? Nu. De ce? E enervant să-mi cenzureze. Ia vină la mine să dacă se cenzurează și se... Apoi să apeși tab. Păi da, și mie îmi cenzurează. E, atunci o să cenzureze și la mine. Păi da, și unde ești atunci? Raul, ții după mine, sigur că da, prietenul meu e drag. Păi eu mă întorc în puii mei puțin și de nu te mai văd, așteaptă măcar să fiu lângă tine, să fiu sigur, așteaptă, păi uite. Păi nu pot să nu mă mai opresc, că obosește omul. La mine nu obosește. Că pioară... Băi, dă și mie de mâncare, că eu mor. Ai mâncare de la kit, dacă ți-ai dat kit-ul. Și care-i mâncarea? A, uite, în ea ce piatră. Aud un fal. Serios? Poate ai auzit, știi tu ce. Și unde a fost gluma? Nu știu, o fi plecat singură. Bă, dacă am mâncat toată mâncarea, ai ceva? Nu, că și eu tot mai am mâncat de pe tata. Na, bun. Where are you, my friend? Raul, vină după mine. Bă, eu mâncam, eram în inventar. Cum dracu să văd unde pleci? Uite, față. Eu ca prioară. Uai, cum s-a auzit de tare. Hai, mă, vii. Vin. Dreapta. Așa, mergi. Nu te văd încă. A, sal. Deci nu obosește, poți să alerg cât mă ține? Spargem ușa, hai spargem ușa la asta, mă. Sparge. A, da, clar. Păi nu știu dacă dai până mâine în ea. Nu o sparge. Spargi toporul mai degrabă. Casa aici? Hm? Ne facem casă pe aici? Păi da, dar crezi că e chiar safe? Nu, dar... Ne facem papă? Hai! Uite, am un căcat ăsta. Te faci casa cu el. Da, nu mă lasă să-l pun. Mi-l arată cu roșu. Uite, mi-l lasă să-l pun. Îl pun aici? Nu. Da unde? Vino că. Și-l pun și pe-a mea? Nu. Îl unesc? Cum mă lasă să-l unesc? Vino, urcă aici. Am urcat. Deci poți să pui așa cât te vrei. Vino acasă, Mino. Mino, doamne, uite-l, Nică. Nimai, uite-l pe Zedo, ce se știe pe aici. Deci eu nu trebuie să ieșu cu nimica? Nu. Uite, mă, ce face în lemnul în casă. Facem și pereți sau îl lăsăm așa? Pe... Nu e bună. Tocmai mi-am dat seama de ceva. De ce nu e bună? Nu e bună. A, uite, mă.
Bun. Trebuie mai mare? O fundație de asta pe jos. Cât de mare? Se face un pătrat imens. Rotește așa în continuu. Păi și de astea câte avem? Ce de astea? A, wood, cât wood avem? Păi tu vezi cât wood avem? Bă, tu vezi cât wood avem? Minus 50 wood. Bă, tu știi ce casă ne facem de asta? Facem toată mapa. Chiar așa de mare crezi că e safe? O să vadă toată lumea, știi, nu? Ideea e să fie bună, nu să vadă, să nu vadă. Bun, fii atent, vină că gata, nu mai... Păi și mai pune aici. Mai pune ăla și gata, hai. Cata boss. E simetrică? Nu cred. Mă rog. Tu cotează dacă să fie simetrică sau nu. Acum ce facem? Facem pereții? Da, pui uite așa. Păi și unde găsesc? Dar, că... nu. Pune mai întâi afară, vină aici. Și pune aici. Ia, boss. A, facem coridoare așa, de jur împrejur? Păi și cum, care sunt alea de care, care pui pereții? A, da, e wall. A, wall? Foundation, așa, floor... Wall, uite, gata. Mere, mă, trebuie să dau click pe ea? A, da, uite, trebuie să dau click. Hai, boss. Ne învățăm și noi rast, 50 de... De asta ne dă? Da, da, puțin ea, frate. Așa, se gândesc cum a făcut serverul ăsta sau l-a făcut așa? Nu, așa e. Așa de puțin ne ia, lem. Nu, așa, mă, facem așa, împrejur? Da. Bă, da, mulți pe răspunem, bă. Da, e fain, că zici că e casă de-aia, ca în Hitman. Așa, lăsăm aici, lăsăm liber aici. Nu. A pune ușă, de fapt, după aia chiar. Nu o să punem nici ușă. Păi și cum ieșim? O să vezi. Prin apă, pe jos? Mă, o să vezi, așteaptă doar. Să fie surprize. Ori undeva, uite... Opa. Ești prost de bubi, să moară familia. Păi știi dacă te bagi în fața mea? Și cum îl distrug acum, îl distrug? Ah, da, hai așa. Bun, aici nu pui nimic. Da? Da, boss. Uite așa, dă-te. Uite așa, hai, începe. Tu într-o parte, într-o parte. Gata, boss. Acum? La fel, aici. Păi și nu facem gen mai multe părți, să fie gen, nu să fie doar aici intrarea. Să fie mai multe părți, știi? Ascultă-mă, că știi ce fac. Cum zici tu, că tu ești mai profesionist decât mine, aras. Ai rămas afară. Trebuia să rămân, trebuia să intru? Vino. Te duce ca o moară familia mea. Intră. Nu mai pune acolo, ho. No. Bun, acum ia... Unde sunt alea? Hai că l-așteptăm pe Zedo, că e hashtag profesionist în... A, punem pereți acum, nu pereți, tavanul, nu? Nu. Cum zici tu, boss? Mamă, 37.000, dar s-o dus repede, mă. Cât mai e, cât le mai e? Da-ți un pic. A, bun, boss. Mă, dar bază ne-am făcut aici, nu glumă, bă, ia uite, bar... Acum... Știi că trece apa, nu? Și? Vino. Gata, boss. Vii aici, pui piron din ăștia, așa. Păi și cum? Cum se numesc aici? Pillar, sau ceva genul ăsta. A, pillar, da, 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 pillar. Și pun așa? Da, da. Păi și nu-mi arată. Uite, a, wait a minute, că am făcut eu prostie. Ia lasă să uităm de cel mai important lucru. Ce? Să punem acum, să nu punem acum? Hai, nu pune, lasă. A, deci pun așa, în jur, pe jur? Da, gata, pe boss. La fiecare de asta. Gata, boss. L-ajutam cu pe Zedo aici cu treaba. Ce drăguț. Uite, mă. Asta e, mă, boss. Bun, pui și aici. Gata, boss. Gata, boss. Bun. Acum, fii atent, iei floor triangle și pui uite așa. Floor cum? Triangle. Ce mă lasă pun asta? Floor triangle.
Mă, vezi că la corții nu Bă, prea avem. triangle foundation sau floor foundation sau floor triangle? Flor triangle. Nu există. Flor triangle. Există. A, uite-l. Și unde-l pun? Pe tavan. Bine, boss. Da, vezi că la colțuri nu se nu pui. Da? Îi zic la colțul să nu pune, bine pune și acolo. Am oară cu mine. Pe a colțuri m-am referit să... Cum să zic? Ah. Și remove. Și fără nimic în mână. Da. Nu mere. Slash remove. Ah, time left. Așa, și acum dai click pe el, fără nimic în mână. A, fără nimic. Îi zic fără nimic în mână, e înținut oașa. Bă, mamă, să moară familia mea, de nu-și prost. Bă, uite, de ce-a făcut? Ce-ai făcut? Vezi că te dă remove la un stand de ăsta. A, de fapt, stai că n-are nevoie așa. Pune de asta. Păi pune stâlpul ăla înapoi, naibii. Păi pune-l tu. Ești prost sau te prefaci să moară familia mea? Mă, poate mă prefac. Ei zic, pune stâlpul. Dar ce frate? Cred că-mi iau bani, îmi iau vac bani. Oh, mă. Ei zic, nu mai pune din astea, lasă că pun altceva. Fix de astea pune, frate. Zici că îmi faci în ciudă să moară familia. Mă, uite că arată frumos. Acum reștești cu nimuf până nu închid pe Skype. Oh, mă, boss. Slash remove. Pac. 5. Așa. Nu mă lasă să-ți dau remove. Ba da, te lasă. A, uite acum mă lasă. Ai, de cam. Și-mi dă lemnele înapoi? Nu. Caca. Astea oare de ce sunt așa, Raul? Nu mereu mă să-mi dau remove. Dau click pe ea și nu mă lasă. Zice ceva în rusă. A, uite, acum mă las. Păi numai să-ți dau mă remove, ce ai? Trebuie să vii mai aproape de ea, sari la ea. Pe sari la ea, uite la mine. Deci știți pe filmare, să vezi că nu sunt prost. A, uite, gata, m-a lăsat. Era pus de mine, mă. A. Bun, aici e gata tot? Cred că da. Fii atent de nu facem noi o bază. Vină după mine. După tine, nu. Nu vin după tine, sau ce ți se pare? Nu știu, că nu prea te vând. Vezi spatele tău. După ce facem baza, încheiem episodul sau mai filmăm? Cum vrei? De ce pun? Nu pui nimic. Lasă-mi pe mine. N-a bombos, cum să nu. I-am băgat un lemn la chestia asta din greșeală. I-am băgat un topăd ăsta și-am distrus-o un pic. Îi repară. Vezi cum o repară? Parcă aveai 300 de NR asta. A, wood, minus... A, uite-mă că dacă-i dau cu ciocanul ăsta o repar, vezi? Și n-am zis că am 300 de ore, am 100 de ore de-a mea. Mă rog. Vino încă, upgradează fiecare perete, știi cum să-l upgradezi? Da, 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 dau cu ciocanul în el. Să-l upgradezi. Nu știu. Ia zic cum. Ai ciocanul, click dreapta și dai upgrade to armored. Upgrade to armored, da, boss? Și dai click pe ăla. Și cât o să ne ia? Gata, nu mai e loc. Dai după aia tu sheet metal. O să avem să le upgradăm pe toate? Da. După aia cu stone. Și o să ne dăm după aia save aici în casă? Ce? O să ne da... După aia o să ne... Da. Vine, boss. Uite-mă. Bun. Acum dă-i la asta de jos, la fundație. Păi de fundație de ce? Vin și ne atacă de jos? Da. A, de fapt, stai, chiar vorba ta, dar fă doar din piatră, bine? Păi doar din piatră, mai pot eu acum. Hai, apoi și din fier. Fac și din fier, oare, mă? Nu. Bine, bă. Bun, acum dai upgrade la stâlpi. Pe ce trebuie să le stâlpi? Pentru că după aia o să pice tot. Din lemn sau din fier? Din... stone. Ok.
Gata, boss. Acum dai la asta de sus. Hai că tu îmi furi tot, nu mai folosesc să dau dat, update. Vezi că fac și din fier. Să nu faci asta de sus din fier. De ce? Pentru că e cea mai mare prostie ever. Am făcut-o, deja. Am făcut-o la două. Bravo, te duce cap. Lasă că nu-i. Păi de unde să știu azi, nipotor la rast? Are mai multe ori ca mine, rast. Ai jucat crack, ai văzut, ai jucat și versiunea crackată, bă. Eu nu. Aha. Nu, pe bune, chiar n-ai jucat. Bă, atunci nu știu. De aia tu ai jucat ca la mine. Versiunea crackată nici nu știu dacă merge. Mă, merge, dacă ai nu știu ce, cred că merge. Nu, nu. Am și astea alte, nu? Tot. Bine, boss. Hai, începem? Da, eu încep cu podeaua. Eu încep și eu cu podeaua. Dar nu cred că o să ne ajungă. După ce agradam podeaua aici, încheiem episodul. Deja filmăm de vreo 30-40 minute, ok? Eu nu-l închei. Pe ce durantezi și faci alt episod? Nu. Dacă îți faci... Acum stâlpii. Bine, boss. Hai, după ce agradăm toată casa, închei, ok? După ce facem toată casa, nu pot ce agradăm. După ce facem? Păi încă nu-i gata. Acum upgradăm ca să ne vină ăștia peste noi. Am gădesc pereții. Pereții, după aia. Încă ce casă și mechere am făcut eu cu Z-ul, mă. Și dacă nu mai avem stone, ce facem? Dăm cud. Păi și da, cum să... Da, upgradez de la lemn la lemn. Este nu-i lemn. Este spaie. Avem casă din paie, bă. Acum astea de sus. De astea de sus, uite așa. Nu uite. Mamă, ce minerează că te-a dat din greșeală la lemn. Și eu la fel. Dar cum dracu se pot urca pe casa noastră, gen să ne atace de sus? Sunt, dacă sunt mai mulți, își fac boost, exact cum ne-am făcut noi la casa aia. Ah. Mamă, cred că avem cea mai mare bază aproape de pe server, aproape. Cred că avem nici 5% din cea mai mare bază. S-a mort-o. Nici de pe server, am zis. Da. Mi-a răstut pe cea mai mare off-camera. Ce? Mi-a răstut pe cea mai mare off-camera. Eu chiar sunt curios. Și crezi că stau eu să caut. Asta e bază mică, frate, de rast. Ești neun. Ia mă, stai și tu la mine ce faci? Păi nu, vreau să mă duc mai acolo, că tu ajungi repede și de... Uite, cum dracu ajungi să-și mai aici? Tu din mers le upgradezi? No, mă opresc la fiecare. Hai, gădează podeaua. A, uite, bă, uite-te la mine. M-am prins cum. Vezi, tu mers. Nici eu nu mai am. A, mai am 21.000. 21.000? Păi dă și mie. Păi și cum îți dau? Le arunc jos, păi și mie. Păi și poți să arunc cu o anumită sumă să le arunc pe toate? Da, mă, hai. Păi și cum să arunc cu o anumită sumă? Mamă, le împas la două, hai. A, uite mă, splitting. Azi? Se aruncai. Văd. Ce drag icon. Aruncă toată piatra. Dă-o încoa. Stai. Dă-o încoa. Stai să gădezi asta. Hai, fă tu că oricum e o spaletuță. Mamă, că durează. Am băgat o bucăță asta de-abia 499 să se adapteze înapoi. Hai, că e ok filmarea, bă. Și zic cât am filmat, dacă mai vreți să vedeți sau nu, ok? Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod din Rust. Bă, dacă vreți, vedeți continuarea ce s-a întâmplat după filmarea aceasta, pentru că eu o să pornesc următoarea filmare când o pornește și Zed-o pe-a lui. Deci sper că v-a plăcut pe primul episod. Vă uitați la mine pe canal și Zed. Da, deci o să vă uitați la el pe canal și să vedeți continuarea. Ne vedem data viitoare. Bye, bye!